oprit imaginile și vom merge mai departe, fotogramă cu fotogramă. Într-o secundă sunt 25 de fotograme. Deci fiecare obiect în mișcare se deplasează puțin câte puțin. Vedeți, chiar și un flash de aparat foto durează o fotogramă. Până când în acest moment avem o mișcare ciudată a mâinii lui Traian Băsescu. În mod normal, pentru a executa acest arc de cerc pe care îl face mâna, ar mai fi trebuit să fie 3, 4, 5 fotograme intermediare. Acestea lipsesc. De asemenea, dacă observăm chilia lui Traian Băsescu, aici este întunecată, aici are o lumină pe ea. Cu mâna se putea oarecum rezolva, se decupează această fotogramă în Photoshop, se decupează, în Photoshop se prelucrează, se poate tăia mâna, se pune în această poziție și se acoperă cu pensul electronic, să spun așa, marginile. Mai departe, avem acest moment în care fața copilului dispare, apare o pată albă ciudată, nu se mai vede nimic, apare ceva mai târziu, pare că și fața copilului sare, de asemenea și fața acestei femei. Vedeți, ea întoarce capul foarte repede. Îi vedem obrazul și aici nu îl mai vedem. La fel capul copilului. De asemenea, fața copilului brusc devine albastră. Pentru ca mai târziu să redevină iar brusc, de la o fotogramă la alta, să redevină roșie.